M-am alăturat echipei PAS, deoarece în această echipă am cunoscut oameni curajoși, oameni cu caracter, onești și cu viziune. Știu că împreună cu această echipă vom putea rezolva cele mai importante probleme cu care se confruntă țara noastră. Dacă ar fi să găsim un cuvânt care definește aceste probleme, pentru mine acesta este nedreptatea. Nu avem dreptate în Moldova, iar calea către dreptate nu este nici plăcută, nici ușoară. Însă cred că împreună cu echipa PAS putem să readucem dreptatea în Republica Moldova și să pornim vremurile bune. Vremuri bune, pentru mine fiind jurist, este o țară în care legea este aplicată egal pentru toți, indiferent de funcție, statut social sau veniturile obținute. Vremuri bune înseamnă atunci când nicio persoană nu este acuzată pe nedrept, iar cei care fură din banii statului sunt pedepsiți. Atunci când investitorii nu sunt alungați din țară prin decizii ilegale și acțiuni abuzive ale organelor de stat, iar banii din buget sunt folosiți eficient pentru creșterea pensiilor și salariilor și crearea unei infrastructuri moderne. Vom porni vremurile bune împreună, pentru că le pornim pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru copiii noștri și pentru nepoții care vor urma. Avem nevoie de ajutorul și susținerea dumneavoastră pentru a porni vremurile bune. Pe 11 iulie votăm echipa PAS.